那我继续讲。Sau bună seara și bine ați venit printre noi, crescătorii de cânepă. Nu suntem mulți, dar suntem fericiți că știm să creștem cânepă. În viață am avut noroc. Am avut noroc când m-am născut, am avut noroc când m-am căsătorit și astăzi am noroc cu dumneavoastră că sunteți prezenți aici. Mulțumim foarte mult! Pe lângă norocul din viață și cu dumneavoastră împreună mai am noroc că l-am cunoscut pe Iosif Ciuntere. Este un băiat la vreo 21 de ani. A venit cu o idee superbă, acum un an și ceva, să ne apucăm de cânepă. Și chiar ne-am apucat de cânepă. În ultimul an am reușit să facem și un filmuleț, o să-l vedeți la final. De la însămânțat și până la tors și țesut și poate un pic croit dintr-o cămașă românească. Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur că ați venit în seara asta într-un număr atât de mare. Domnul Căpușan, de data asta m-ați aranjat, era vorba că prezentați dumneavoastră evenimentul. Vreau să vin și eu cu câteva mulțumiri. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Căpușan și doamnei Rodica Căpușan, fără de care nu aș fi reușit prea multe să fac și aș vrea să-i aplaudați. Pe urmă aș vrea să mulțumesc personajelor care au participat în filmul pe care o să-l urmăriți seara asta. Domnului Ghiță Abrudan, vă rog să-l aplaudați. Pe urmă îi mulțumesc Ancuței Sufiu și Narcisei Bala pentru tot sprijinul acordat. Aș vrea să-i mulțumesc și cameramanului care a depus foarte multă muncă voluntară. Vasile Mate, mulțumesc din tot sufletul pentru că te-ai năcăjit să filmezi fiecare moment important din drumul cânepii și să-l așez într-un film de 35 de minute, să vedeți o imagine a țăranului un picuț idealizată. Am încercat în filmul pe care l-am realizat anul trecut cu ajutorul Muzeului Etnografic Poarta de Sufeleac să aducem câteva obiceiuri noi. Sunt zienarea cânepii, un obicei care era folosit în zona Munților Apuseni și de asemenea am mai adus un obicei nou în filmul documentar, aruncatul oului, care se folosește mai mult în zona de Marea Mureș, a zonei Codrului. Bună seara! Ne bucurăm că participăm alături de dumneavoastră la finalizarea acestui proiect, sau mă rog, la finalizarea etapei în care se află acum acest proiect. De 2 ani de zile, aici în Cluj, funcționează un muzeu etnografic privat al domnului Gheorghe Căpușan și al doamnei Rodica Căpușan. Un muzeu extraordinar care a reușit să adune în jurul lui o comunitate. Un muzeu care are foarte mult suflet și care a încercat și a reușit să facă lucruri care să rămână. Pe lângă o colecție extraordinară, iată că acest muzeu a reușit să producă acest film despre cânepă. Bună seara! Vorbesc cu emoție pentru că m-am întors în timp. Vorbesc cu emoție pentru că lumea satului este acum aici la Biblioteca Județeană Octavian Goga. Vorbesc cu emoție pentru că vă văd pe dumneavoastră într-un număr atât de mare. De asemenea, o emoție plăcută pentru ceea ce înseamnă parteneriat între Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj și Muzeul Poarta de Sufeleac. Și nu este singurul proiect.
Astăzi, văzând ce se întâmplă aici, mi-am amintit de anii copilăriei. De ce? Pentru că eu primii 10 ani am petrecut în satul meu natal, Ceava. Am reușit să bătătoresc acest drum al cânepii, de la semănat până la portul popular, până la verincile de pe pap, până la ceașafuri, până la lipideaua, cum se spune pe la noi, până la perinile de pe patul de zestre și așa mai departe. Mă gândeam la evoluția extraordinar de rapidă în ceea ce privește zestrea pe care o primea fata care trebuia să se mărite. În urmă cu 40-50 de ani, mi-amintesc, ca zestre se primea 100 de metri pătrați de pământ pe care să se pună cânepă. Astăzi știm unde am ajuns, mașini luxoase. Dar sunt convinsă că dacă oameni ca și domnul Căpușan și oameni ca și dumneavoastră care ați venit să participați la acest minunat proiect Drumul Cânepii vor ține pe acest drum, poate, poate reușim să ne întoarcem puțin în timp și să ne facem mai mult bine sufletului. Bună seara! Eu lucrez și în cercetare etnografică și colegii mei, profesori universitari, îmi spuneau: camera devine un instrument. Un instrument doar. Ca și un pix. Când cineva scrie un manuscris și de acolo apare o carte. Ei, camera aceasta este doar un instrument pentru mine și n-am avut statut de cameraman, ci un om care a gândit fiecare pas, fiecare imagine. Fiecare imagine vorbește ceva. 30 de minute e prea puțin să intre în adâncul sufletului țăranului român. Eu aș fi conceput filmul pe mai multe dimensiuni, dar timpul nu ne dădea voie. Era dimensiunea familiei, cu tot ceea ce exista, relațiile. O altă dimensiune este cea credințelor. Țăranul care avea credințele și în relație cu cânepa. O altă dimensiune este munca. Munca, cum era percepută și valorizată de țăran. Un alt aspect este instrumentele pe care el le utiliza. Cum le confecționa aceste instrumente? Este foarte important. Toate aceste sfere, dimensiuni, sunt copleșite de magie. Țăranul român era încărcat de magie. Toate acțiunile lui era multă magie. Cu timpul cât mă uit la acest film, îmi dau seama că lipsește multe din el. Profesorii mei îmi spuneau: Vasile, întotdeauna există și părți bune într-un film și părți rele într-un film. Trebuie să-ți asumi lucrul acesta, că dacă îți asumi acest lucru, vei putea să faci un pas înainte. Vei ști unde să poți să dezvolți cercetarea sau să dezvolți un ritm al imaginilor care să te poată lansa în sufletul țăranului. Țăranul nu este un obiect, nu este ceva care mergem și ca la un supermarket și ne uităm ca la un produs. Este o lume care a apus. O apus? Așa sunt vremurile care trec peste noi acum. Așa începe filmul cu o femeie care vine de undeva cu lampa în mână. Aduce din subsol, din straturile mentalității, memoriei colective, aduce ceva la suprafață. Să ne aducă nouă ceva. Prin povestea dânsei, putem să ne dăm seama ce a fost odată munca țăranului. Oare câți dintre noi știm că cea mai veche plantă cultivată pe pământ este cânepa? Cânepa l-a însoțit pe om acolo unde și-a făcut casa, unde și-a întemeiat familia. Cânepa a ținut unită familia, familia țăranului, pentru că fiecare avea rostul lui. Nu putea de unul singur, nimeni nu poate de unul singur să lucreze cânepa. Bărbatul trebuia să are ogorul, femeia să semene. Copiii, prin joaca lor, învățau în același timp și își ajutau părinții. Cânepa noastră a ajuns într-un impas și aici vreau să declar, cânepa românească nu este drog. Ea a fost declarată drog, așa cum cei mai de seamă oameni ai satului, elita satului românesc, a fost declarată dușman al poporului de către comuniști. Așa a fost declarată
cânepa românească a fost declarată drog și nu dovedită. Iar pe acest drum al cânepii, pe care au încercat foarte mulți să-l mențină, acum urmează să-l defrișăm, să-l descoperim, să-l cunoaștem și împreună să ne păstrăm identitatea. Și numai prin aceste tradiții ancestrale care vin din satul nostru și, de fapt, din rădăcinile noastre. Le mulțumesc tinerilor care au înțeles importanța acestui sector în viața noastră și vreau să vă spun că am făcut foarte multe demersuri. Am depus proiecte la Bruxelles, la București. Este pentru anul acesta, în ianuarie, a fost pentru prima dată când am primit semnale că vocea noastră este auzită și împreună cu Iosif Ciunterei, împreună cu Voichița Groza, nu știu dacă este aici, ea este cercetător etnograf pe zona Maramureș-Transilvania, și împreună cu domnul Iovan Florian, de la fosta integrată de in și cânepă de la Balotești, a fost una din cele mai performante fabrici din lume, doar Japonia și Italia mai aveau țesătorie de fir și făcut din in și cânepă, iar acum a ajuns să lucreze cu 20 de războaie aruncate la fier vechi de un investitor strategic și lucrează într-o hală unde plouă pe războaiele de țesut ca să mai putem avea pânză topită și pânză, nu avem cânepă pentru că se cultivă foarte puțină și nu vrem să importăm de la chinezi. Și problemele sunt destul de dureroase pentru identitatea noastră tradițională care vine din satul unde, așa cum spunea Blaga, veșnicia s-a născut la sat. Pentru că acest drum îl putem face împreună, chiar dacă el va trece sau nu va trece prin București. Dacă suntem uniți și dacă suntem mulți, acest drum trebuie făcut, dar numai dacă suntem mai mulți. Și nu ne rămâne decât să cultivăm cânepă și să înțelegeți și să transmiteți și celorlalți și să cerem sprijinul presei să ne ajute să mergem împreună pe acest drum al cânepii, al tradițiilor și al identității noastre. Mulțumesc! Mă bucur tare mult să fiu astăzi de aici și le mulțumesc frumos celor care m-au invitat, familiei Căpușan și lui Iosif. Eu îi apreciez foarte mult pentru ceea ce fac, îi înțeleg perfect, pentru că și eu am semănat anul ăsta un hectar de cânepă și știu ce înseamnă. Îi felicit pentru faptul că se luptă și se zbat din răsputeri pentru reînvierea tradițiilor noastre și a identității țăranului român, lucru pentru valori pentru care și eu mă lupt foarte mult. Și acum, dacă tot am fost provocat, o să vă cânt puțin dintr-un cântec drag mie. La 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 la, așa trec zilele mele. La 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 la, cum trece apa prin vale, tătuna după alta. La 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 la, nu le poți anumăra. La 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 la, așa se duc anii miei. La 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 la, cum pică frunza de-nchei, tătunul după altul. La 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 la, nu le mai știu numărul. La 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 la, la 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 la, săraci cărările mele. La 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 la, crescut o iarba pe ele, lasă crească boi o pască. La 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 la, că nu-i cine șocosească. La 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 la, lasă crească boi o pască. La 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 la, că nu-i cine șocosească. La 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 la. Mulțumesc frumos! La 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 la, așa trec zilele mele. La 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 la, cum trece apa prin vale, tătuna după alta. La 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 la
cea numără. La 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 la. Așa să duc anii miei. La 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 la. Cum pică frunza de închei, tătunul după altul.